Bună ziua, vă spun, bine ați venit la conferința de presă de după ședința Consiliului Județean de astăzi. După cum ați văzut și dumneavoastră, am avut 13 puncte pe ordinea de zi, au fost numiți și au fost aleși în consiliile de administrație a școlilor speciale colegi de ai noștri și în alte consilii de administrație prevăzute în minuta de astăzi. La ședința de astăzi au absentat 5 colegi de ai noștri cu motive bine întemeiate. Am avut niște asocieri cu unele ONG-uri și una peste alta a fost o ședință a Consiliului Județean destul de liniștită și cu un parcurs firesc, așa cum e normal să fie într-o ședință a Consiliului Județean. Dacă aveți întrebări dumneavoastră, că bănuiesc că mai multe aveți întrebări dumneavoastră. Am avut întâlniri cu niște companii care produc autobuze electrice pentru a găsi o soluție ecologică și pentru un transport inteligent în Piatra Neamț, pentru că, după cum și dumneavoastră știți, și ieri și astăzi, dumneavoastră presa ați relatat foarte multe din problemele cu care se confruntă transportul public din Piatra Neamț și problemele existente între Urban Trans și între Urb Trans și Troilebuzul. Va fi un proiect pe fonduri europene prin care vom încerca să modernizăm rețeaua de transport în comun din Piatra Neamț pe axa de finanțare destinate municipiilor, însă la Neamț, fiind singurul județ din țară, de altfel, unde Consiliul Județean Neamț este și proprietarul la compania de transport municipală, o să fie un proiect pe care o să-l facem în colaborare cu cu primăria municipiului Piatra Neamț. Nu. 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 Doamnă, mai este cale lungă până la achiziționat din China. Se va face o licitație care e de sarcini, însă ne-am dus să vedem ce soluții viabile și ieftine putem găsi pentru a încerca să găsim o soluție de transport ecologic în Piatra Neamț. Pentru că eu personal aș încerca să renunțăm la modelul ăsta de transport pe care l-au implementat acum 20 de ani cei care conduceau societatea Troilebuzul cu contact electric și trolebuze. Sigur, la momentul respectiv era viabil această variantă de transport, întrucât Săbineștiul avea foarte, foarte mulți angajați, traficul pe acest segment era destul de aglomerat, însă astăzi eu cred că nu mai avem nevoie de această soluție de transport și ar trebui să încercăm să venim cu o variantă ecologică, cu o variantă de transport inteligent în Piatra Neamț. Nu înțeleg ce am preluat eu. Deci și activul și pasivul. Care? Ce au făcut
Doamnă, Spitalul Județean Neamț deservește și locuitorii municipiului Roman, 1. 2. Noi avem contract, avem asociere cu municipiul Piatra Neamț, cu primăria municipiului Roman, pardon, de 5 miliarde și noi ne-am îndeplinit obligația. Dacă o să cercetați mai atent dumneavoastră la Roman acolo, o să vedeți că ei nici n-au început licitația, sunt blocați. Doamnă, eu știu că sunt probleme. Noi, pe asocierea care o avem cu municipiul Roman, ne-am îndeplinit obligațiile. Sigur, eu nu spun că nu vreau să mai dăm bani, însă aș vrea să văd un pic că și primarul Romanului este interesat de chestiunea asta. O să vin, doamnă. O să vin. Și apropo de banii care s-au dat anul trecut la Spitalul Județean Neamț, anul trecut sunt bani care s-au dat, de fapt, de acum 2 ani, când a fost aprobat această investiție la Spitalul Județean, atunci aveam un guvern care se uita cu fața spre administrația locală și spre spitalele din România. Astăzi vă spun că județul Neamț a fost rectificare și n-am primit niciun leu pe cheltuieli, pe drumuri, pe spitale, pe nimic, nimic, nimic. Deci actualul guvern de tehnocrați susținut de Partidul Național Liberal nu a trimis niciun ban județului Neamț. La fiecare rectificare în ultimii 3 ani de zile, județul Neamț a primit foarte mulți bani de la vechiul guvern, Ponta. Astăzi când vorbim n-am primit niciun ban. Eu sunt foarte binevoitor și vreau să găsesc o soluție și o să găsim o soluție și pentru a da suma de bani pentru acest computer de la Roman, însă mi-aș dori să văd că are puțin interes și primarul Romanului să rezolvăm problema de la Spitalul Municipal. Nu poți să stai și să ceri doar Consiliului Județean Neamț bani pentru tomograful din Roman și tu, primarul municipiului Roman, cu banii din primărie să faci borduri și spații verzi printre blocuri. Adică haideți să vedem care este prioritatea municipiului Roman și a Spitalului Municipal și haideți să punem umărul împreună acolo. Eu vreau să văd, știți cum e, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă. Poți să vin, doamnă. Da. Domnul președinte, până mergeți la Roman și până o să rezolvați problema din China, din ce am văzut eu astăzi, și în conferința de presă susținută domnul Grigoraș cu domnul Rotaru, două chestiuni, cel puțin ciudat, semnarea contractului între Adi Ucran și colegul, a fost semnat un contract, apoi se spune că nu e legal. Puneți dumneavoastră ați aflat detalii, v-ați interesat. Da, am cerut o informare, am cerut o informare. Da, eu am cerut o informare asupra ceea ce s-a întâmplat acolo. Se pare că au fost două contracte, ceva s-a întâmplat între cele două părți, între Urtrans și Trolebuzu. Un contract a fost aprobat de primăriile care compun Urtransul, alt contract a venit la semnat la Trolebuzu. Cineva se pare că... Din ceea ce se pare, nu știu, sigur, a făcut un fals acolo, sigur, organele, abilitatele statului vor face lumină. Dacă este așa, vă spun astăzi, cer demisia tuturor celor implicați acolo și a celor care conduc trolebuzul Societatea Consiliului Județean și a domnului de la Urtrans. Nu putem să ne jucăm cu astfel de lucruri și să periclităm transportul public din municipiul Piatra Neamț. Se poate rezolva ca în continuare trebuie să meargă, să opereze pe acele trasee care... O să găsim soluții să rezolvăm. Însă încă o dată vă spun. Deodată s-au îmbolnăvit toți. A plecat în concediu medical, s-a îmbolnăvit doamna director de la Trolebuzu, directorul adjunct de la Trolebuzu și el în concediu, s-a îmbolnăvit și directorul de la Urtrans, toți s-au îmbolnăvit subit astăzi, i-am căutat pe telefoane și nu mai găsim pe nimeni. Așa ceva eu n-am să accept niciodată atât timp cât voi fi președintele Consiliului Județean Neamț. Și
Așa cum am spus, vom face o analiză și o anchetă foarte serioasă și dacă ceea ce am citit în presă și deocamdată la nivel de informare este adevărat, o să cer public demisia tuturor celor implicați. Dacă nu voi demite, Consiliul de Administrație va demite conducerea troleibuzului. Consiliul de Administrație. Doamnă, sunt președintele organizației județene, sunt membru de drept în Comitetul Executiv Național, sunt membru și în Biroul Permanent Național. Ce s-a decis legat de listele de candidaturi la parlamentare? Și va da de tot ce este... Nu înțeleg întrebarea. Deci, listele acestea s-au bătut în cuie, s-au făcut, s-au... Nu, când o să le batem în cuie și o să le trimitem, vă spunem și dumneavoastră. Eu nu știu de exemplu, de la Partidul Național Liberal cine va candida și nu cred că e treaba mea. De la Partidul Mișcarea Populară, habar n-am, și iar nu e treaba mea. De la domnul Asafte de la ALDE, iarăși nu e treaba mea. De la PSD vă pot spune câteva nume, însă nu vreți să vă spun când o să dau public... Păi pe surse e frumos la dumneavoastră, nu? Avem foarte mulți colegi în PSD Neamț care pot candida pe listele PSD, pe locurile eligibile. Deocamdată nu avem o listă finală, încă analizăm. Pot să vă spun doar câteva nume, domnul Ioan Munteanu la Camera Deputaților, doamna Emilia Arcan la Senat, domnul Ciprian Șerban la Camera Deputaților, și încă analizăm alte propuneri. Însă, nu cred că asta e foarte important, cred că foarte important e ce facem noi aici pentru cetățenii județului Neamț. Sigur, listele le vom face, le vom prezenta, sunt convins că vom ieși cu o listă de candidați foarte bună, oameni pe care cetățenii județului Neamț îi apreciază și vor vota. Nu comentez. V-am consultat? La plecare? Sincer, nu, am vorbit foarte puțin cu domnul Cadar în perioada cât a fost în Partidul Social Democrat. Având niște probleme de sănătate, domnia sa n-a fost prea activ în Partidul Social Democrat, așa că, sincer, nu-i simțim lipsa. Dar să terminăm cu întrebările. Atât am județean, poate de imaginea care a avut domnul Genecer când s-a dus acolo, în decursul anului de o săptămână a recuperat foarte multe probleme. Cum face față? Vin este el, vin de la o zi la alta, acum tomograful, mai merge, s-a trezit că nu mai... Facem discuții la fiecare două zile cu domnul manager de la Spitalul Județean Neamț. Foarte multe din problemele cu care ne confruntam acolo le-am găsit rezolvare și le găsim rezolvare. Mă felicit pentru alegerea făcută. Eu cred că, în asentimentul meu, sunt și medicii din Spitalul Județean Neamț și am convingerea că în câteva luni Spitalul Județean Neamț va reveni acolo unde trebuie. O să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Laurențiu Cristinel Dulama. Da, bună ziua! Am să puntez și eu două aspecte. Primul rând, după ședința Consiliului Județean de astăzi, ședința extraordinară, așa cum ați văzut, s-a votat în unanimitate atât consilierii Partidului Mișcarea Populară, ceilalți consilieri care fac parte din majoritate, mă refer la PSD și la ALDE, dar și cei din PNL. Pot să vă spun că
În ceea ce privește atribuțiunile care le-am în cadrul Consiliului Județean Neamț, în rectificarea bugetară pentru dumneavoastră, pot să vă spun că împreună cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte și ceilalți consilieri care au votat, Festivalul Internațional de Teatru va avea loc la Piatra Neamț, pentru că este un eveniment de o importanță majoră pentru județul Neamț. De asemenea, au fost alocați bani pentru Parcul Național Ceahlău, cu privire la cele două lacuri care mi-au fost atribuite, lacul Îngăraș și Vadul. Și, bineînțeles, și celelalte proiecte care au fost pe ordinea de zi. Vreau să punctez un pic și să completez pe domnul președinte problema troleibuzului. Noi aveam un parteneriat pentru data de poimene, firesc poimene, dar trebuia să înceapă mâine cu societatea Troleibuzul. Consiliul Județean s-a obligat să pună la dispoziție două autobuze pentru a căra voluntari pentru curățenia și igienizarea lacului Izvorul Muntelui. Așa cum spunea și domnul președinte, eram împreună astăzi în birou când am sunat și la doamna director și la domnul director economic. Se pare că în acest moment nu prea știe cine își asumă conducerea societății Troleibuzul și nu este deloc bine. Mâine avem 100 de voluntari care ne așteaptă în fața gării și, așa cum ne-am spus, Consiliul Județean trebuie să-i ajute să-i deplaseze timp de două zile pe tot arealul lacului Izvorul Muntelui. Cu siguranță, după această conferință, vom face o ședință mai de urgență și vom rezolva și această problemă. Și în ultimul rând, și poate așa trebuia să închei, înainte să trec la partea politică pentru doamna Ordean, aș vrea să transmit în numele meu personal și a consilierilor din partea Partidului Mișcarea Populară și a celorlalți consilieri un călduros la mulți ani astăzi de Sfânta Marie, pentru că sunt foarte mulți locuitori în județul Neamț și în România care poartă acest nume și să le transmit sănătate și toate cele bune. Pentru partea politică o să fiu foarte scurt, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să amestec conferințele de presă și nu cred că își au loc ca în sediul Consiliului Județean să facem politică, dar dacă mi-aș cerut o întrebare, vreau să vă spun că vom avea listă la Partidul Mișcarea Populară de 10 deputați și 4 senatori. În acest moment avem 3 depuneri de candidaturi. Pentru Senat avem un om și un vicepreședinte cunoscut din zona dumneavoastră a Romanului, un bun catolic. Avem la Piatra Neamț candidatura subsemnatului pentru Camera Deputaților, pentru la Roma domnul este pentru Senat și avem și un deputat în funcție care și-a depus astăzi candidatura, domnul Ștefan Burlacu, de asemenea din Bălțătești, om din județul Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul vicepreședinte! O să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Asamblei. Da, mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Ce constatăm? Constatăm un lucru, aș zice, undeva esențial, normalitatea în care s-a intrat în cadrul ședințelor Consiliului Județean, ca normalitate de lucru, ca activitate. S-a încercat astăzi, în bine, fericire, probabil că, sigur, o să mai avem și mici probleme de acest gen, politizarea unui anumit subiect, este vorba de investiția la Spitalul Roman. Aici vreau ca să precizez, să vedem completarea domnului președinte, deci Consiliul Județean și-a făcut datoria, a dat 5 miliarde de lei vechi sau 500 de mii de lei noi, ca să înțeleagă toată lumea. Așteptăm un gest de bunăvoință și un gest constructiv din partea municipalității Roman, din partea primarului, din partea primăriei, care are sigur în subordine acest spital și eu sunt sigur că lucrurile vor să intre pe făgașul normalității. Suntem acest slujba cetățenilor și să încercăm să mai facem politică, să facem administrație. Ăsta ar fi un aspect. Un al doilea aspect, avem mâine la ora 9:30, conferință de presă la sediul ALDE, vă așteptăm acolo, unde putem discuta orice subiect de politică, pentru că, așa cum a spus și
antevorbitorii mei, încercăm să nu facem politică și să facem politică la partide, unde suntem. Nu în ultimul rând, v-aș vrea să-mi permiteți să adresez și eu la mulți ani tuturor mărilor, Mariane, Marin, la toți cei care, sigur, poartă numele Sfintei noastre pe cer, Marie. Multă sănătate și la mulți ani. Vă rog. Întrebări. Da. Primarul de la Roman a venit să colaboreze cu ceva pentru oameni? Nu, niciodată. Nu a venit niciodată cu nicio solicitare către Consiliul Județean. Haideți să o lămurim, dacă tot vreți. Sigur, sunt unii din colegii dumneavoastră care au o misiune frumoasă, elegantă, să vină să mă întrebe când dau, când dau, ce frumos e făcut Romanul și... Eu am spus de când am venit pe scaunul ăsta de președinte al Consiliului Județean că vreau să fac mai multă administrație decât politică. Subiectul cu spitalul de la Roman și cu acest computer e ridicat în fiecare ședință și se face un joc politic. Vor să joace politic cu mine, jucăm politic cât vor. Eu aș vrea să vedem cum găsim soluții împreună să rezolvăm problemele. Așa cum am găsit soluții pentru drumurile naționale din județul Neamț, așa cum am găsit soluții pentru drumurile județene, așa cum am găsit soluții să asfaltăm și să punem canalizare în județul Neamț, așa cum am găsit soluții pentru foarte multe probleme și pentru Spitalul Județean Neamț, așa aș vrea să găsim soluții și pentru Spitalul Municipal din Roman. Dar vreau să-l văd pe primarul Romanului că își face timp când se întoarce el de prin vacanțe sau unde se duce, să vină să discutăm despre problemele reale cu care se confruntă Spitalul Municipal din Roman. Și Municipiul Roman, de ce nu? Deocamdată am 2 luni de când sunt președintele Consiliului Județean, sau cât am aici, nici nu m-a sunat, nici n-a venit. Vreau să spun că toți primarii din județul Neamț mi-au călcat pragul și, indiferent de culoarea politică, am găsit soluții pentru fiecare. Încă o dată vă spun, vreți să jucăm politic? O jucăm politic. Eu duc la tăbăleală. Însă nu-i constructiv și nu-i pentru cetățenii municipiului Roman. Deci vreau să-i transmit primarului Romanului că mă interesează municipiul Roman, mă interesează toți cetățenii municipiului Roman să aibă parte de fonduri de dezvoltare. Spitalul municipal din Roman mă interesează să fie ajutat. Dar haideți să găsim împreună soluții și să nu jucăm politic, că vin alegerile mâine, poimâine. Încă o dată vă spun, vreau să fac administrație în Consiliul Județean Neamț. Politica o facem la partide și în campanii. Atât. Dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc.